Din experiență, care sunt locurile de muncă spre care se pot orienta tinerele mămici atunci când revin în. Uh, revin la muncă? Uh, cel mai uh, important și recomandabil din punctul meu de vedere ar fi ca tinerele mămici să încerce să se întoarcă la locul de muncă pe care l-au părăsit în momentul în care au intrat în concediu pentru creșterea copilului. Uh, în primul rând, datorită faptului că angajatorul este obligat să le primească uh, și să ia, să ia posibilitatea asta ca pe o primă opțiune. Asta în condițiile în care s-au simțit bine la locul acela de muncă și uh, era un loc de muncă uh, compatibil cu pregătirea și cu experiența lor. Dar la fel de bine se pot orienta și spre alte, spre alte domenii. Este foarte posibil ca înainte de a lucra la acel loc de muncă de unde au intrat în concediu pentru creșterea copilului să fie activat în alte domenii și... Există posibilitatea să excludă aceste, aceste oportunități, însă este posibil ca aceste domenii să fie domenii care să fie luat amploare la momentul în care se întorc din concediu pentru creșterea copilului și faptul că au experiență poate să constituie pentru ele un avantaj în a se angaja într un astfel de loc de muncă care sunt principalele diferențe dintre București și celelalte mari orașe din țară în ceea ce privește locurile de muncă? Oferta. Uh, da. Locurilor. E clar că există o diferență între București și celelalte metropole ale României, atât în ceea ce privește varietatea locurilor de muncă, cât și numărul de locuri de muncă. În ceea ce privește, să spunem pachetul de beneficii pe care îl poate obține un, un angajat în București este undeva în jur de 15% mai mare decât ceea ce, se, ceea ce se primește în țară. Bineînțeles, corelat cu fișa postului și cu competențele pe care angajatul le are. Dar, la fel de bine, nu trebuie să excludem la angajații din București nivelul de stres pe care îl, îl au, deoarece presiunea este un pic mai mare și stresul se poate răspânge și asupra vieții personale, ceea ce e un lucru demn de luat în seamă. Însă, revenind la diferențe în ceea ce privește joburile, București e clar că e o piață de muncă mai bogată pentru eventualii angajați. Nu e ușor pentru mame în loc să se întoarcă la serviciu, să, să se întoarcă direct la o căutare a locului de muncă. Cum ar trebui mm -hmm. să abordeze tinerele mame interviurile și ce sfaturi le dați? Ce să facă, ce să nu facă? Pentru că e ceva nou pentru ele, nu să-și caute loc de muncă, cât să-și caute loc de muncă ca și tinere mămici. Am înțeles. Ce spuneam și în răspunsul la prima întrebare, e bine ca în momentul în care încep să-și caute un loc de muncă, să, să se îndrepte spre domeniul în care sunt calificate, pentru, în domeniul în care au experiență. Pentru că în momentul în care trimiți un CV uh, aplicând pentru un job pe care nu-l cunoști foarte bine, uh, este posibil ca un angajator să, să te pună într-un așa numit blacklist. Ne se întâmplă și nouă în, în companie, ca atunci când primim un CV al unei persoane pentru joburi foarte diferite ca, ca acoperire. Știm că e o persoană care își caută un loc de muncă, însă nu este foarte focusată pe un anumit domeniu. Ceea ce înseamnă că poate la un moment dat să, să părăsească compania pentru și pentru simplu fapt că nu știe foarte clar ce vrea. Vrea să obțină un loc de muncă, vrea să obțină un câștig. Însă, de partea cealaltă, angajatorul nu vede lucrul ăsta la fel. Ca sfaturi pentru un interviu, ce să spun... E bine ca persoanele, să, persoanele care se prezintă la interviu să fie cât se poate de naturale, să nu încerce să, să arate o, o mască, să fie prea serioase sau prea prea glumețe, să spunem. Uh, e bine, e bine să se comportă natural și e foarte important ca informațiile pe care le dau un CV să fie cât se poate de reale, pentru că într-un proces de recrutare și selecție, prima etapă cea a verificării CV-urilor, acolo se verifică informațiile destul de amănunțit și în momentul în care ai scris ceva fals sau ți-a făcut altcineva CV-ul se întâmplă și lucruri de genul acesta un recruter bun își dă seama că minți și îți elimini toate șansele pe care le ai. De asemenea, în ultima perioadă a apărut în cadrul recrutării și procedura de a verifica persoanele care aplică pentru anumite joburi pe rețelele sociale, gen Facebook și e foarte important să vezi ce profil îți creezi acolo pentru a-ți a asigura un, un potențial loc de muncă. Dar copilul, cum ar trebui să fie prezentat în cadrul acestui interviu? Mama, trebuie să vină și să zică, ok, am un copil mic, dar eu sunt dispusă să trec peste asta și să fiu tot timpul la muncă? Sau să spună clar de la început, am un copil, când vor, avea, vor apărea probleme, sunt dispusă să se recuperez după? Eu mă duc acolo. E, e bine ca angajatorul să poată conta pe un, pe o mamă cu, cu un copil mic, și e, lucrul acesta, deși aparent este văzut ca un dezavantaj, el poate constitui un avantaj deoarece denotă seriozitate și dorință de a-și păstra un loc de muncă, pentru că, spre deosebire de, de, să spunem, o altă persoană care nu are un copil, responsabilitatea mamei este mult mai mare pentru că are în întreținere acest copil. Și acest lucru nu ar trebui, sunt multe persoane care uh, ascund într-o primă etapă faptul că au un copil pentru a nu-și reduce șansele de a obține un loc de muncă. Însă eu văd lucrul ăsta ca pe un avantaj deoarece persoana este motivată să-și să facă bine treaba și să, să fie statonică pe un loc de muncă.